universitate noi, în urma unui parteneriat între editura Lumen și Universitatea Valahia din Târgoviște, educația multidimensională fiind astfel o temă centrală a activității Lumen și a acestui parteneriat între noi și Universitatea Valahia. Este o onoare să fim mereu aproape. Este o onoare să văd din nou prieteni dragi aici. Spuneam că sunt conferințele Lumen, conferințele Lumen Cartes, va fi conferința Cartes, va fi vineri, imediat în continuarea acestei conferințe Lumen Edu și va fi împreună în Facultatea de Științe Politice, Litere și Comunicare. Și cu aceasta vă mulțumesc pentru încrederea pe care o acordați acestor conferințe, a conferințelor Lumen. Vă mulțumesc pentru participare și sunt convins că va fi din nou o conferință de succes, așa cum ne-am obișnuit an de an. Am să-mi iau rolul de anfitrion serios și de moderator la această sesiune. Mulțumesc domnului Antonio Santu pentru frumoase cuvinte pe care mi le-a adresat. Eu vă spun întâi limba română, bine ați venit, și în limba engleză, welcome, welcome to Târgoviște, welcome to our university, welcome to our conference. It's a big pleasure to say that we have reached the third edition of Lumen Edu Conference together with our colleagues from IASHI, from Lumen Association, and with a big, big support, and I want to thank for the first time in public, let's say, to our colleague and to nice, a wonderful director, Cristina Rădulescu, director at the Institute of Research, Institute of Multidisciplinary Research for Science and Technology. And you will have the opportunity today to listen to her what is happening in this institute, because it's important to be known and our activity, our research activity, to be known by everybody here. As I told you, we reached the third edition of the conference, and it seems that we have a lot of success with this conference, because I remember 4 years ago we discussed a lot about splitting the initial Lumen conferences in several parts, and one part was dedicated, fully dedicated to education and to what's happening in education at this moment. I hope you have a very good time here. Even today the weather is not so friendly as it was last days, and especially this November. We hope to have a lot of sun, and the sun must shine in our soul, because here there will be a lot of events related to education, plenary sessions, oral sessions, poster sessions, workshops. This conference is full of workshops, and we invite you to participate in the workshops, and a special afternoon evening dedicated tomorrow to health education and what does health education mean in our nowadays society. If you have questions, if you have if you need some information, we stay at our disposal together with the colleagues who are in the open desk in the entrance of this institute. And I hope to have a good and successful conference, and we will have the conclusions tomorrow, yes, after finishing the health education afternoon and evening session. Thank you for coming, have a good time here, and let's go further. Vom face așa o chestiune mai dure, nu? Am să-i rog pe invitații noștri să vorbească în ce limba doresc să vorbească. Există și un suport la prezentări în limba engleză pentru colegii care sunt din afara țării. Și mă bucur foarte mult că domnul profesor Sorin Ion a revenit printre noi. Așa, eu sunt foarte încântat să-l avem oaspet de astăzi.
a fost o surpriză plăcută și întotdeauna am văzut profesorii lângă universitate și lângă ceea ce se întâmplă în universitate și în educația lângă Vițeană. Și am să rog să vă adreseze câteva cuvinte. Vă mulțumesc, profesor, pentru invitație și am să încerc să enunț astăzi două axiome din punctul meu de vedere. Formația de profesor de matematică mă obligă să vorbesc în astfel. Bazându-mă însă și pe eventuala slava memorie a dumneavoastră, pentru că lucrurile astea le-am mai spus și cu alte ocazii. Înainte de toate, am spus de fiecare dată că județul Dubrovnica este cumva privilegiat, având Universitatea Valahia alături de ceea ce înseamnă învățământul pe Universitatea Dubrovnițean. Iar axioma 1 ar fi că nu este corect să privim cele două nivele de învățământ, preuniversitar și universitar, ca fiind separate. Pentru că, într-un fel sau altul, suntem obligați să colaborăm. Noi vă livrăm dumneavoastră materia primă, pe care, în mare parte, ne întoarceți către sistemul de educație, pentru că ăsta este privilegiul de care ne bucurăm. Marea majoritate a profesorilor, cred că suntem deja la 50%, sunt absolvenți de Valahia și de Dâmbovița, ceea ce rezolvă într-un fel problemele noastre de cadre didactice calificate și ne obligă să colaborăm cu universitatea ori de câte ori este nevoie. O a doua axiomă, nu știu dacă este un adevăr general valabil, dar eu consider că un profesor nu este niciodată complet până la pensie. Astfel încât prezența profesorilor noștri din preuniversitar la astfel de conferințe, fac o paranteză, presupun că sunt foarte puține aici pentru că mare majoritatea au ore de dimineață, dar pe parcursul desfășurării evenimentelor sunt absolut convinși că vor participa. Așadar, prezența lor aici înseamnă îmbogățirea lor ca și oameni de catedră. Pentru că un bun om de știință nu este obligatoriu să fie un bun profesor. Ce trebuie să facă nu mai mult la școală decât educație și poate asta este ceea decât cunoștințe. Și poate că asta este ceea ce ne lipsește în momentul ăsta pentru a fi un învățământ de performanță. Cunoștințele didactică, de pedagogie, de psihologie trebuie să fie, spun eu, într-o proporție mai mare în bagajul unui profesor decât cele de specialitate. Prin urmare, salut organizarea astfel de evenimente. Voi participa ori de câte ori este nevoie și, cum spuneam, slava prezența cadrul didactice din județ este compensată cumva de prezența mea și acolo este tot ce am adus Cristina Stoie. Și așteptăm cu răbdare și evenimentele următoare, lansări de carte care au chiar astăzi. Și cam atât. Mulțumesc pentru invitație. Să ai doi inspectori la o deschidere de conferință, într-adevăr, o mare realizare. Asta înseamnă că au fost treburi mai puțin importante de la dumneavoastră, inspectorat, la care au putut fi amendate și pot fi rezolvate ulterior, da? Și credeți-ne că suntem încântați să vă avem printre noi astăzi. Într-adevăr, studenții vor veni, pentru că am fost și o exprimată lucrurile de a participa la conferință. Cred că a fost și o, să zicem, mai oră de comunicare, pentru că foarte mult scăpește o de ora 10 ca moment de încetarea conferinței. Dar îi așteptăm, îmi garantez că o avea sala plină până la sfârșitul conferinței, nicio problemă. Îmi face mare plăcere acum să-i dau cuvântul colegii noastre, doamnei profesor Cristina Rădulescu, directoarea Institutului de Cercetări Științifice și Tehnologice Multidisciplinară, pentru a ne oferi câteva cuvinte și ne a prezenta câte ceva despre Institut. Mai ales pentru cei care nu cunosc activitatea Institutului. Prezentarea este în limba engleză, the presentation is in English, și will speak in Romanian. So, if you want to see more about this, you can have a look on our presentation. De cercetare.
rector Laura Monica Gorghiu, îmi face o deosebită plăcere să vă urez un călduros bine ați venit în universitatea noastră, în special pentru participanții din străinătate, dar și pentru colegii noștri și colaboratorii noștri, domnii profesori de la Inspectoratul Școlar Județean. Este o onoare pentru mine să mă adresez dumneavoastră astăzi și, de asemenea, sunt extrem de mândră că această conferință este pentru a doua oară organizată în cadrul institutului nostru. Cea de anul trecut a fost un succes. A fost atât de mare succes încât la un moment dat, țin minte, am încercat să intru în sală și nu aveam loc unde să stau și eu. Probabil pe măsură ce se vor demara aceste lucrări, nu ale conferinței, lumea va veni și va fi mai interesată. Este de asemenea o deosebită plăcere pentru mine să vă vorbesc despre ceea ce înseamnă pentru noi cercetarea științifică în cadrul Universității Valahia și în cadrul Institutului de Cercetare. După cum știți, sunt foarte multe ranking-uri universitare care se fac pe diverse proiecte la nivel național și internațional. Pe noi ne interesează ceea ce se întâmplă la nivel internațional în mod deosebit pentru a crește vizibilitatea noastră. Vreau să vă spun că cine citește ultimul meta-ranking este făcut pe un proiect care este inițiat de Asociația Cercetătorilor Români, ADASTRA se numește, în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării. Și în cadrul acestui proiect sunt extrem de bucuroasă. Este o clasificare, să știți, destul de dură, se bazează pe niște ranking-uri internaționale, pe niște criterii internaționale destul de dure și revin. Sunt extrem de bucuroasă că în 2017 Universitatea Valahia apare în cele 30 de universități la nivel național, din cele 54 care sunt recunoscute, deci apare acolo. Suntem la egalitate cu universități, aș spune, deci, de frunte. Sunt foarte multe, sunt vreo 10 universități, vreau să vă spun, cu același punctaj. Da? Deci nu putem să spunem neapărat că suntem pe locul 30, m-aș duce spre 20, dar ele sunt așezate și în ordine alfabetică. În cele 30, de ce vă spun că sunt extrem de bucuroasă? Pentru că această componentă a cercetării se vede, este visibilă. Și începem, într-adevăr, să devenim visibili la nivel internațional și la nivel național. Și consider că acest institut, care a fost, construit pe un proiect european, da, și care este o organizație, după cum o credeșinează, profesională, este apolitică, non-guvernamentală, dar care nu are personalitate juridică, da? Noi suntem gestionați pe toată activitatea de cercetare din punct de vedere juridic de către universitatea noastră, Universitatea Valahia din Târgoviște. Ce facem în acest, sau care este scopul activității în acest institut, este de a aduce împreună toate cadrele didactice, stafful, academic staff, oamenii, cercetătorii și experții, de asemenea, din diverse domenii și, în special, domeniul economic este o altă componentă pe care noi, în ultima perioadă, am încercat să ne atragem către noi. Pentru a realiza parteneriate, pentru a depune proiecte, pentru a crea workshop-uri și foarte multe întâlniri, pentru a disemina rezultatele, a ne face cunoscuți. Asta e foarte important pentru noi la momentul acesta. Cine suntem noi? Într-adevăr, suntem un institut de cercetare științifică și tehnologică multidisciplinară, așa cum v-am spus. Sub umbrela institutului sunt 17 centre de cercetare în care își desfășoară activitatea, cadrele didactice, titulare, cercetătorii titulari și cercetătorii asociați
Și, după cum observați, aceste centre sunt deja expuse în diverse domenii. Discutam de multidisciplinaritate ceva mai devreme și spuneam de domeniul energiei electrice, nanomaterialele, material science, de asemenea, științe aplicate, management, economic, social și nu, într-adevăr, nu în ultimul rând, avem, nu este poate singurul, pentru că în fiecare centru se desfășoară activități care țin de education science. Așa cum eu sunt reprezentanta la EUCHEMS, la divizia de Chemistry in Education și îmi face plăcere să susțin această activitate. Deci avem și un centru, da, care este condus de domnul profesor Gorghiu. Este extrem de activ acest centru de cercetare și cred că cele mai multe informații despre activitatea centrului le poate da domn profesor cu siguranță. Da. Institutul de cercetare, după cum poate mulți dintre dumneavoastră știți, a fost construit pe un proiect european. Ocupă o arie destul de mare, după cum observați dumneavoastră, cuprinde 35 de laboratoare de cercetare, amfiteatre, săl de protocol, de asemenea, iată, amfiteatru, găzduim astăzi această conferință și nu numai, bibliotecă, de asemenea. Proiectul european a fost extrem de generos, 17 milioane de euro, așa cum vedeți dumneavoastră, s-a axat, aria tematică a fost la început energie, noi ne-am extins acum aceste cercetări, și cele două obiective principale au fost să creăm un institut care să genereze și să dezvolte activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare în cadrul Universității Valahia și, de asemenea, să îl dotăm cu echipamente, vă dați seama, performante și de ultimă generație. Care este misiunea Institutului? Este de a monitoriza, de a asigura, coordona, de a asigura suportul la tot ceea ce înseamnă activitatea de cercetare științifică, dezvoltarea experimentală, inovarea, transferul tehnologic, de asemenea, consultanță, expertiză, training și așa mai departe la tot ceea ce înseamnă parte de cercetare la nivel de universitate. Domeniile principale pe care spun eu că le acoperim la nivel de institut, evident, energie, energie regenerabile, mediu, procese fizico-chimice, toy safety este ultimul domeniu de cercetare pe care îl avem acreditat, RENAR, și desfășurăm aici o serie de investigații. Dosarul este aprobat la Bruxelles. Robotică, mecatronică, nanomateriale, micromecanică, evident, partea de vehicule electrice este un program extrem de generos care se desfășoară în colaborare cu Renault, grupul Renault. Education, deci partea de educație și inovare în metode de predare, material science, arheologie și așa mai departe. Obiectivele clare ale noastre, ale Institutului, sprijinul publicațiilor științifice. De asemenea, sprijinul în depunerea de proiecte, că sunt ele la nivel național, la nivel european. Acreditarea centrelor la nivel național și internațional, de asemenea, creșterea indicatorilor științifici și a performanțelor științifice la nivelul cercetării pe centre, de asemenea, diseminarea acestor rezultate, da? Creșterea gradului de exploatare a infrastructurii de cercetare și aici crearea unui centru de transfer tehnologic. Suntem în demersul de a crea acest centru care să ne întărească un pic și creșterea vizibilității, așa cum spuneam și la început, la nivel național și internațional. Spuneam de infrastructura de cercetare extrem de generoasă.
Această infrastructură de cercetare ne permite să oferim niște servicii de foarte bună calitate agențiilor economici, partenerilor, că sunt universități sau institute de cercetare, de asemenea, la nivel european și la nivel național, de asemenea. Și vă spuneam de ultima acreditare a 5 laboratoare pe Toy Safety. O serie, echipamentele sunt, poate de face timp să asigurăm o vizită în institut. Sunt foarte multe echipamente la nivelul institutului. Fiecare echipament este certificat. Multe din ele, 35 la număr, sunt deja acreditate RENAR. Deci lucrăm cu buletine, generăm, ca să spun așa, buletine de analize științifice și tehnice avizate. Dar cele mai multe informații le putem găsi în broșura institutului, pe site-ul institutului și, în ultimul rând, pe această platformă ERIS, unde toate instituțiile de învățământ care au ca și componentă cercetare, pe lângă echipamentele folosite în cadrul procesului de cercetare, serviciile, aplicațiile și, de asemenea, colaborările. Foarte multe informații găsiți pe acest site. Evident că dacă am vorbit de echipamente, am vorbit de cercetare, nu putem să nu vorbim de resursa umană. Cercetare face pe de o parte profesorii, da, și staful academic, dar de asemenea avem și cercetători care sunt angajați permanent ai universității. 15 la număr, iar 6 dintre dumneavoastră și alți 6, scuzați-mă, care sunt angajați pe proiecte de cercetare naționale și europene. Și aici o să mă refer la proiectul Orizont 2020, câștigat anul trecut. Au o expertiză extrem de vastă, extrem de puternică, au o serie de abilități multidisciplinare. După cum observați, fizicienii cu chimiștii colaborează foarte bine, cu inginerii din diverse domenii, cu cei care avem doi cercetători care sunt specialiști în accounting și în economical studies, deci au și pe partea aceasta, evident cu partea de științele educației, teologie, de asemenea, adică colaborarea este, cum spuneam, multidisciplinară. Că avem rezultate, sunt. Acestea au fost expuse de curând în holul mare al Institutului de Cercetare și sunt rezultatele pe care le-au obținut la diverse saloane de inventică, deci nu conferințe, eu știu, premii din acestea, poate care nu la nivel național, toate sunt la nivel internațional, brevete de invenție, da, și concursuri de mare amperbură, așa cum avem celebra, aveți aici câteva poze, echipa de robotică care ne-a adus atâta faimă la nivelul universității. Că avem proiecte de cercetare, este știut treaba aceasta, da? Avem foarte multe proiecte de cercetare pe care le ducem de ceva timp. La momentul acesta, undeva cu bilaterale, avem 22 de proiecte de cercetare, inclusiv bilaterale, proiecte complexe naționale sau proiecte de mobilități, de asemenea, sau proiecte pe fonduri europene. Vă spuneam mai devreme că am câștigat un proiect pe programul european Horizon 2020 și, de asemenea, anul acesta, în iulie, s-a câștigat pe alt program, COS, un proiect în care România este partener alături de 25 de state. De asemenea, proiecte cu grant-urile cu Norvegia. Vă spuneam de asemenea de acest proiect mare, cu valoare foarte mare, atât științific, dar și cu valoare, să vă spun așa, de mândrie din partea noastră. România este membru în acest proiect Orizont 2020, care este pe energii regenerabile. Cu 12 parteneri din Europa,
doi din India sunt firmele de consultanță și ceea ce mă bucur foarte tare este că noi suntem în cadrul acestui proiect la categoria Pilot Sites. Acolo, alături de Norvegia, Spania și India, suntem stație pilot, suntem ceea ce vom genera efectiv o infrastructură pe parte de energie care va asigura, va asigura un mers mult mai bun al universității și de asemenea le vom atinge obiectivele prevăzute în acest proiect. Sunt foarte multe, am 10 ani de activ de colaborări cu un institut de cercetare, este și un institut of nuclear research din Dubna. De 10 ani avem peste 30 de proiecte câștigate cu ei, numai anul acesta, vedeți, sunt 4 deja câștigate, cu bugete poate nu foarte mari, dar sunt relații pe care trebuie să le strângem și să le păstrăm. Avem de asemenea o serie de proiecte pe care încercăm să le implementăm în cadrul colaborărilor cu agenții economici. Este vorba de Small and Medium Enterprise, un segment la care trebuie să acordăm o importanță deosebită și o acordăm. Câteva parteneriate pe care le avem deja și sunt demersurile pe parte de cercetare, în speță cu multe din Norvegia, Spania, Franța, de asemenea Germania și Elveția. Nu numai, deci mai avem și altele, acelea sunt parte de cercetare. Evident, avem o serie de colaborări cu institute academice, o serie de universități mari, institute de cercetare și, nu în ultimul rând, Academia Română și Academia Oamenilor de Știință. Cu ce ne mândrim, la fel, este cu 12 jurnale care sunt indexate în bazele de date și care sunt susținute la nivel de universitate. Încercăm pe cât posibil să le susținem și cu publicații și studii la nivel de institut. Din aceste 12 avem într-adevăr un jurnal care este din 2015 indexat în Web of Science, așteptăm acum evaluarea pentru a obține factorul de impact. Avem un jurnal de asemenea pe teologie, cu care ne mândrim, din 2016 este indexat în ELI. Și celelalte jurnale care sunt pe platformele bazelor de date și, de asemenea, publică studii și cercetări de foarte bună calitate. În concluzie, și sper că nu v-am plictisit foarte tare, în concluzie, ceea ce oferim noi, oferim, în primul rând, calitatea în cercetare, responsabilitate, profesionalism. Mergem, avem câteva, să spun așa, cuvinte cheie care țin de misiunea noastră, care țin de profesionalism, care țin într-adevăr de încredere și cu aceste cuvinte cheie, spun eu, încercăm să ne facem cât mai vizibil, vă spuneam, atât la nivel național cât și la nivel internațional. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc să aveți parte de mult succes la lucrări, să vă bucurați de aceste zile, chiar dacă vremea este așa cum este, dar dacă bucuria vine din suflet, trecem peste orice. Mult succes! Mulțumesc! Mulțumim mult pentru această frumoasă prezentare, concisă, concentrată. Cred că ești de datoria noastră să urăm succes Institutului în tot ceea ce își propune să facă în următorii ani. Alături de noi, mulțumesc mult și alături de colegii cu care lucrăm, pentru că degeaba suntem puși să reprezentăm un centru de cercetare dacă în spate nu există colegii care reprezintă, de fapt, motorul cercetării în școala asta. Cu această prezentare încheiem, practic, partea aceasta de introduction, de introducere. Și trecem la următorul moment, cel dedicat prezentărilor de plen. I don't know how much time you do in front of presentation, but
30 minutes. Okay. We make a deal to have 30 minutes on the first presentation. The first presentation is related to female underrepresentation in computing education. Modern topic, interesting topic. Identifying essential barriers. And I have the big pleasure to introduce Professor Maria Kortaki. Maria Kortaki from University of the Aegean, from Greece. She is one of the professors who enjoy our conference and participate in our conference from the first time. It's a big pleasure to say a few words about her. She is the Associate Professor of Educational Technology, University of the Aegean University. Department of Cultural Technology and Communication. She holds two bachelor degrees, one in mathematics and one in engineering, a master in education and a PhD in computers and education. Her research interests are about gender and STEM education, educational technology, digital storytelling and digital game-based learning. She was also advisor and inspector for many years, and students, you can make a profit now to ask her about her background, also as inspector, also for school advisor. She was also school teacher in secondary education. She published more than 220 papers in national and international scientific journals, conference proceedings and books. Her research was concentrated especially on teacher education and received now more than 1,000 citations by other researchers. And she participated in different boards of various scientific conferences and journals. Welcome again here, and please start your presentation. Good morning to all of you. The title of my presentation is Female Underrepresentation in Computer Science. Identifying barriers. And the outline is I try to focus on women underrepresentation in computer science education and in a general sense around the globe, and especially in Greece. I give you an example of the landscape of females in Greek computer science education in both tertiary and secondary level during the years 2003 to 2012. And secondly, the focus of my presentation is on the main reason for female underrepresentation in computer science education. I also present some proposals for future dimensions and suggestions for the improvement of female representation in computer science education. Let's say a few words about the gender gap in computer science. In fact, from the creation of the scientific discipline of computer science, women successfully participated and involved in this scientific field by passionately programming computers for many decades, and many remarkable women have in the field, such as Ada Lovelace and Grace Murray Hopper, as two examples. In 1960, women entered in the field of computer science in unusually large numbers, while in the 1970s, 22.5% of computer programmers were females. In the mid of 1980s, 37% of all, we say, bachelor degrees earned by females in computer science entered in the USA computer science workforce. However, in the late of 1980s, the proportion of women studying computer science began falling dramatically, and next I will explain to you some of the reasons. Since then, the gender gap in computer science has raised global forces and motivated excessive research around
heart for computer science, but also in all in the rest STEM education, in terms of science, physics, chemistry, and biology, technology, engineering, and mathematics. But why do you feel there is a gender gap in computer science? Firstly, because there is a huge demand for people trained in computer science in USA and Europe, around the globe. And women could bring great potential in the field. There is also a diverse, there is also a need for a diverse workforce to innovate high-quality technologies. And gender diversity could improve innovation competitiveness, as well as creativity and productivity. In fact, the productions of computer science have been critical and touch the daily lives of the general population. That's why these products should be developed by a diverse population as its users. For example, when we communicated through text, less women use this kind of communication. But now, with the new tools, using, for example, multimedia, more women are involved in this kind of communication, and more women are using these tools. Thus, increasing the diversity of viewpoints in computer science may help to ensure the design of new technologies that could meet the needs of a diverse society and advance the so-called computational thinking skills that skills have been mentioned as critical and essential and could be developed even from the pre-primary school. And the final reason is to provide equal opportunities of both genders in the field. And now, I will present you two longitudinal quantitative studies from Greece to give you a sense about the landscape of females in Greek computer science education. And the results are similar around the globe. I don't know, I haven't seen studies from Romania, but I have seen studies from Europe and USA, and the results are about the same. The data I will present to you are coming from the Hellenic Statistical Authority and reflect the number of females and males in computer science and STEM education at the tertiary level and at the secondary level, at the tertiary level in terms of undergraduate and graduate studies, as well as in terms of faculty members. Undergraduate studies in terms of freshmen and graduates of undergraduate studies, graduate studies in terms of masters and master graduates and PhD graduates, and in terms of faculty members, mentioned to lecturers, associate professors, assistant professors, and professors. The data are coming for Omeran, as Omeran, are referred to all Greek universities and engineering schools. Computer science are referred to all Greek computer science departments. In fact, 14 departments and the computer engineering schools, 8 engineering schools, and all Greek STEM departments. During the analysis, we calculated the mean percentage of females in terms of freshman graduates of master degrees and PhD in computer science research during this decade, and presented alone, but also in comparison to the ones of Opera and to the other STEM disciplines. The mean percentage of female professors, associate professors, assistant professors, lecturers,
know this category of students, and you can see that there is no dropout. There is a discrepancy there. I don't know how we put the point. Okay. You can see that this curve that is for freshmen is discrepancy. This is for graduates is also discrepancy, but there is no dropout. Retention is needed and not recruitment is needed and not retention. And here you can see that there is an upscaled intention for the PhDs and for the master's degrees. But also you can see that all these percentages are lower than the 40%. In comparison to the other STEM disciplines at Oberon, you can see that than the female representation in
physics and mathematics, and less than the overall representation of overall teachers. And in general, lithium, you can see there's the same representation in terms of percentages. In the vocational lithium, there is some until 2008-2005, there's the same representation. Here the computer science teachers, here the physics teachers, here the math teachers, and here the engineering teachers. But